Se va Constanța, în iunie 1914. Suntem onorați de prezența Victor Oaspeți, excelența sa, domnul Oleg Sergeevici Principalul nostru, ambasador și extraordinar și de reputeția a Federației Ruse în România, doamna Oxana Morozan, director al Arhivei Centrale de Stat pentru documente fotofono-cinematografice din Sankt Petersburg, doamna Ludmila Nicolaeva, șefa Departamentului de Arhivă din cadrul Guvernului Sankt Petersburg, doamna Natalia Mujenicova, secretar 1 în cadrul Ambasadei Federației Ruse în România, domnul Adrian Popescu, director general al companiei TNK Arcron, sponsorul general al acestui proiect expozițional, domnul profesor universitar doctor Ion Scurtu și gazda dumneavoastră, ca de fiecare dată, domnul director general al Muzeului Național de Istoria României, doctor Ernest Oberlander Târnoganu, căruia îi dau bun.